A pisare sul errore iniziale, la comunitățile locale să nu se mai țină cont de culoarea politică și de necesitățile acestor comunități locale. Unu, pentru cei care nu pot să-și asigure cheltuieli de funcționare, să aibă cel puțin cheltuieli de funcționare pe un bază unor standarde. Și al doilea, sumele să poată fi repartizate și cotele de așa răsură, încât să înlăturăm influența politică din Consiliile Județene. Mulțumim, domnul deputat Marcu, domnul senator Marcu, scuze. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, două întrebări. Prima, dacă nu considerați că în perioada de criză, dacă nu considerați că în perioada de criză, de produsă de toată lumea, ar fi oportună renunțarea la plătirea din fondul unic și acordarea dreptului contribuabilului să indice sursa pentru care se face plata, mai precis, deficitarea bazei, plăților bazei și nu a accesorilor inutile. Aceasta este prima întrebare. Și a doua, când considerați că România va produce semnalul unei stabilități economice și sociale,